Vă provoc intelectual și artistic în continuare prin resursa a doua din seria Utilizarea unor surse diverse pentru realizarea de texte originale sau Celebrăm poezia, clasa a șaptea. Învățarea prin imaginație. Exemplificăm. Cum realizăm texte originale? Apelăm la fotografii, apelăm la tablouri. Înainte de a exemplifica, ne amintim că putem crea poezii moderne cu versuri albe sau libere. Rețineți, poezia exprimă idei, sentimente sau emoții, stări, atitudini. Pași pentru a crea o poezie. Plecăm de la o fotografie. Apoi conectăm idei, sentimente, emoții, stări. Apelăm la imagini artistice și figuri de stil. Inspirați de o fotografie. Sugestii anterioare. Culoare, idee, sentiment, figuri de stil, imagini poetice. Conectăm idei și sentimente. Idei. Gutuiul de pe strada mea a înflorit pentru prima oară. Sau, e prima oară când văd gutuiul înflorit. Ce sentimente aș vrea să exprim? Bucurie, recunoștință. Creăm figuri de stil și imagini artistice. Florile lui sunt ca niște cupe mici. Mă așez sub el și respir bucurie. Să vedem ce a rezultat. Două poezii, având ca sursă de inspirație, fotografia cu gutuiul. Florile lui, cupe mici, pentru bucuria mea. Până acum nu l-am știut, nici nu l-am văzut. Și acum iată-l, e un gutui pe strada mea. Sau, e prima oară când văd gutuiul înflorit. Bucurie. Florile lui sunt ca niște cupe mici. Mă așez sub el și respir. Putem adăuga bucurie. Mă gândesc la un titlu, poate fi bucurie nesperată. Sau alegeți voi altul. Vă recomand să faceți și voi poezii plecând de la imaginea cu gutuiul. Evaluare. Alcătuiți poezii despre natura din imediata voastră apropiere. Cerințe. Veți conecta idei, sentimente, stări, veți apela la figuri de stil, imagini artistice, veți da o formă estetică prezentării. Dacă lucrați pe foi A4, apelați la culori, scrieți frumos și corect. Dacă lucrați digital, apelați la Canva. Se pot expune poeziile realizate în forma lor finală, fie în clasă, fie într-un spațiu online. Să aveți spor la lucru!